Suntem în satul Zădăreni, județul Arad, undeva la 8 km de municipiul Arad. Alături de mine este doamna Simona, împreună cu cele trei fetițe ale dânsei. Suntem astăzi la această familie pentru că trece printr-o situație foarte, foarte critică și au nevoie de ajutorul dumneavoastră, de ajutorul nostru al tuturor. Doamna Simona, aș dori să ne spuneți așa pe scurt ce s-a întâmplat, prin ce situație treceți acum și care este problema și nevoia pe care dumneavoastră o aveți. Știu că sunteți într-o situație critică și aș vrea ca cei care ne aud, cei care urmăresc acest material video, să cunoască situația dumneavoastră și poate că se vor găsi persoane care vor dori să sară în ajutorul dumneavoastră. Da, eu până acum 3 luni de zile am locuit în Vărădia de Mureș împreună cu soțul meu. Tot în județul Arad? Da, tot în județul Arad, datorită alcoolului, bătăilor, neînțelegerilor și toate cele. Am fost alungate de acasă pentru că au fost repetate problemele acestea, să știu, și am fost alungate de acasă. Practic, în data de 25 februarie au trebuit să părăsim locuința. Ați fost alungate pur și simplu afară din casă, împreună cu fetițele. Împreună cu fetițele, fără, cu tot, numai cu hainele de pe noi. Știu că v-a dat foc la haine, la rechizitele școlare, la tot ce ați avut. Da. Și ați plecat de acasă cu hainele de pe dumneavoastră, numai doar atât. Numai cu hainele și împreună cu copii, am ieșit în stradă, acolo la noi, în șosea, făcând cu mâna disperat, i-a oprit un domn polițist care mergea la Bârzava. Și eu am spus, Doamne, îți mulțumesc că ai oprit, uite, eu am probleme. Și așa, au zis că pot să te duc până la Bârzava. Eu aveam numai 12 lei la mine în buzunar. El atunci a spus, uite, aici îți mai dau eu ție bani ca să aveți de două bilete, pentru că să fie și pentru fetiță jumătate. Știi, pentru astea mici nu plătești. Pentru tren, mă refer, da. Ați avut o destinație, adică atunci când ați plecat de acasă, ați știut unul să vă duceți? Nu, pur și simplu am plecat, pentru că am zis, nu se mai poate. N-ați avut nici bani, n-ați avut nici mâncare? Nu, nimic, absolut nimic, numai hainele de pe noi și am ieșit în stradă și am ajuns cu ajutorul acelui polițist în Arad. N-am știut încotro să mergem și ce să facem, să îngâna ziua cu noaptea, când am ajuns în Arad. Unde s-a ajuns în Arad? În gară? În Arad, autogară? Unde nu, s-a ajuns? Ne-a lăsat la teatru. Uh-huh. Ne-a lăsat la teatru. De acolo, mergând împreună cu fetele pe jos, am zis, unde pot să stau? Nu, am ajuns în gară. Și am spus către gardienii care stăteau acolo că eu am probleme acasă, că nu mai pot locui cu soțul meu și că o să locuiesc în saraia în gară. Atunci, eu am fost de acord, dar nu mi-a dat voie ca fetele să doarmă întinse pe bănci. Uh-huh. O trebuie să doarmă în punt. N-am avut mâncare noaptea aia, n-am avut absolut nimic. Până dimineața, când am sunat, am adus la poliția de femeie și am spus povestea mea, ei dându-mi un număr de telefon și am sunat acolo și au venit, mi-au dus la centru în Zădăreni aici. Aici am primit mâncare, un pat, am primit câteva haine de la fetele care lucrau acolo, că nu o să pot să schimb fatele, să le pun la culcare imediat, s-au sesizat fetele de acolo și ne-au dat câte ceva. Le-am făcut duș, le-am pus la culcare. Am locuit acolo în centru timp de o lună și ceva, cam așa, 5-6 săptămâni, unde ne-au dat mâncare și unde au avut grijă de noi și oamenii din sat care au auzit povestea noastră, au venit și ne-au ajutat cu ce au putut. Aici vreau să vă opresc, îmi cer scuze. Este un lucru extraordinar că oamenii de aici din sat, auzind povestea dumneavoastră, au venit să vă ajute. Da, și datorită oamenilor din sat, care el, oprindu-mi buletinul de identitate, nu a vrut să mi-l mai deie, telefon absolut. Soțul dumneavoastră. Da, număr de telefon tot mi-a oprit acasă. Oamenii de aici mi-au făcut buletin. Eu am reușit între timp cât așa să iau certificatele la astea două micuțe. Certificatul ei ne-a trimis primăria din Vărădia de Mureș prin fax la centru, deci certificatul ei nici acum nu l-am. Uh-huh. Și am reușit să-mi iau certificatul de căsătorie și certificatul de nașterea meu. Și datorită că am avut astea acte în poșetă, am putut să-mi fac ajutorul oamenilor de aici un buletin pe o adresă.
a unui om cu suflet mare de aici, din Zădăreni, care îi mulțumesc foarte mult. Și știind că casa de aici este goală... Nu, un pic. Și povestea dumneavoastră a fost cunoscută în tot satul. Da. Ca să spun ce mi-ați povestit dumneavoastră și ce știu și eu de aici din zonă. O doamnă din Spania, auzând la rândul ei cazul dumneavoastră, problema dumneavoastră, avea o casă aici, unde goală. Suntem acum, goală. Da. Nu era locuită. Nu, de 8 ani. De 8 ani? De 8 ani de zile nu stă nimeni. Și v-a dat-o dumneavoastră să o locuiți, să stați aici. Da, să întrețin, să plătesc curentul, uh-huh. apa, cablu, tot ce este, să, așa, gazul și să întrețin. Hai să facem o scurtă recapitulare. Deci, din cauza alcoolului, a bătăilor repetate, a scandalurilor... Da. A vorbilor urâte, în primul rând, cu copiii. Uh-huh. Foarte urât să purta cu copiii. Foarte urât. Am înțeles. Foarte urât să purta copiii. Deci copiii, când venea ora 5 și el venea de la lucru, o frică în ei de nici nu mișcau. Foarte uh-huh. urât să purta cu copiii, în special cu Diana. Uh-huh. Au avut niște schimburi de vorbe, ea fiind și mai plinuță și îi place mai mult așa joaca și mai... Uh-huh. Așa ca copilul, nu-i rauă, dar nu, fiind am copil. Înțeles, el nu, el vrea să fie un om matur, să tacă, să nu se joace, să nu... Uh-huh. Deci foarte rău să purta copilul. V-a alungat afară din casă pe toate trei, de fapt sunt patru fete, una nu este aici cu noi acum. Ați ajuns în stradă, ați ajuns în Arad, ați ajuns în gară, n-ați avut unde să vă duceți, n-ați avut nicio destinație. Nu. Și în final ați ajuns la Zădăren, la un centru de zi. Da, și de la centru ăla am ajuns. Ați ajuns în casa aici, aceasta. Da. Noi ne cunoaștem de mai multă vreme și de aceea pot să garantez că povestea este adevărată și cazul este adevărat. Și suntem astăzi aici pentru că dumneavoastră aveți din nou nevoie de ajutor. N-aveți nicio sursă de venit, n-aveți niciun ban, n-aveți nici haine în momentul de față, nu. Nici încălțăminte, doar ce ați primit așa foarte recent și pe scurt de la oamenii din sal ca să puteți să aveți cu ce să vă îmbrăcați. Și suntem astăzi la dumneavoastră pentru că vrem să facem un apel, în mod special mai ales că se apropie sărbătorile de Paști, pentru că aveți nevoie de ajutor, aveți nevoie de îmbrăcăminte, aveți nevoie de încălțăminte și aveți nevoie de alimente în mod special. Chiar în momentul acesta, familia aceasta nu are niciun ban și nu are cu ce să-și cumpere nici măcar o pâine. Și vă garantez lucrul acesta că este așa. Oricum, noi o să mergem de aici, pentru că v-am adus alimentele pe care vi le-am promis, dar știu că și pot să garantez și să confirm lucrul acesta că în momentul de față nu aveți niciun fel de sursă de hrană sau sursă de venit sau niciun ban cu care să cumpărați alimente. De aceea suntem aici să facem un apel la dumneavoastră, cei care urmăriți acest material video, să ajutați aceste trei fetițe, în mod special de fapt patru, să le ajutați cu alimente, cei care puteți, cei care doriți, au nevoie de îmbrăcăminte, au nevoie de încălțăminte. Aș vrea să ne spuneți, doamnă Simona, numerele la încălțăminte și cam de ce ați avea nevoie pentru încălțăminte și îmbrăcăminte? Ele amândouă, fiind diferență de un an, poartă 32-33. Deci 32-33. Da, așa, la haine este același număr, dar nu vă pot spune. Acum nu. Se văd imaginile? 30, da, ea poartă 38 la picior, iar fata mai mare poartă 36. Deci hai să repetăm, 32, 33. 3, da. 38 da. Și fata cea mare poartă 36. Mai mult decât atât, le-au fost arse și rechizitele școlare. Da. Abia ați reușit să aveți, am înțeles, două, trei caiete și le-ați înscris pe fetiță aici la școală în Zădăreni. După o săptămână am reușit să iau legătura cu... Că mergeam mai repede, dar datorită că nu am avut haine și n-am avut ghiozdan și nimic. Și nimic. Rechizite pe care le-ați primit tot de la noi anul trecut. Da. Da? Au fost arse de tatăl lor. Da. Și lucrul acesta oricum pe mine m-a marcat foarte mult când am auzit, adică mai și rechizitele. Da, deci tot. Chiar a fost. Deci tot. No. Făcând rost, no, oamenii care ne-au ajutat și mamele de la școală care au zis, le-au dat ghiozdane, câte un caiet, două. Așa, atunci, hăinuțe, așa, care și după o săptămână am reușit să le fac transferul de la Vărădia la Zădăreni și au început să meargă la școală. Se apropie sărbătorile de Paști și vrem să facem un apel de suflet către toți cei care urmăreți acest material video. Uitați-vă la aceste fetițe, au nevoie de ajutorul nostru, au nevoie de alimente, au nevoie de o sursă financiară să se poată descurca,
până doamna Simona își va găsi ceva de lucru, deși va fi destul de greu cu fetițele. Au nevoie de îmbrăcăminte, au nevoie de încălțăminte. Toți cei care vă simțiți îndemnați, cei care doriți să ajutați această familie, aceste fetițe, vă rugăm să ne contactați. Cei care sunteți sau locuiți în zona aceasta, zona Aradului, municipiul Arad, zona Zădăreni, Vladimirescu, puteți veni personal aici la această familie cu alimente. Cu 186. Da, în Zădăreni 186. Puteți veni cu alimente, puteți veni cu îmbrăcăminte, cu încălțăminte, iar cei care locuiți în alte părți ale țării sau ale lumii, puteți să interveniți prin asociația noastră, Misiunea Speranță pentru România. Noi vom veni la această familie cu tot ce dumneavoastră vă veți oferi și vom face din nou un material video de mulțumire pentru alimente, pentru îmbrăcăminte, pentru încălțăminte, pentru tot ce veți oferi acestei familii. Vreau să vă mulțumesc în avans pentru că veți face lucrul acesta, pentru că veți ajuta această familie. Vă rog, care doriți și puteți pentru copii să mă ajutați.